Bine te-am găsit! În acest video vom vedea cum putem să creăm o campanie de remarketing pe Google AdWords pentru a retargeta oamenii care au luat deja contact cu site-ul nostru. Este important ca la orice campanie de AdWords pe care o avem, să avem și în spate o campanie de remarketing pentru a activa cât mai mulți clienți pe care i-am pierdut pe site-ul nostru. Spre exemplu, cei care au pus produsul în coș, cei care au făcut anumite acțiune pe site și așa mai departe. Pentru că campanie de remarketing, mergem în tabul de campanii, dăm click pe acest buton roșu, dăm click pe numai rețeaua de display, după care doar să mă duce pe pagina de creare de campanie, pentru display. Urmând ca aici să alegem opțiunile campaniei noastre de display. Vedem că aici ne arată pașii. Creăm campania, creăm grupul de anunțuri, creăm anunțurile și confirmăm. Acum să așteptăm să se încarce această pagină și aici putem vedea, dacă dăm mai sus, tipul de campanie pe care vrem să o facem. Fără de obiectiv, am ales cu obiectiv de marketing. Vreau să îi targetez pe cei care o să facă o acțiune pe site-ul meu, practic să cumpere. După care dăm mai departe la numele campaniei, spre exemplu remarketing. Vreau să este județul Timiș, numele, adică limba pe care se vorbește, costul pe click, adică strategia de citare vrea să fie maximizat numărul de clicuri. Limita sumei listate de cost pe cred să fie 1, zic așa. Bugetul să fie de 10 RON pe zi. Și aici vreau să văd sus. Dacă vom da click pe fără obiectiv de marketing, vedem ce se va întâmpla. Practic, zice, nu mă lasă să mă aleg obiectivul de marketing. Eu vreau să am un obiectiv de marketing, ca oamenii să facă o acțiune pe site-ul meu și aceea să cumpere. Așa. După care putem avea extensie de anunțuri și cum ar fi cele de locație și de apelare. Numărul de telefon, îl punem aici. Și afișare suplimentare. Așa. Aici putem alege metoda de difuzare, programarea anunțurilor, difuzarea anunțurilor prin rotație. Dispozitivul, să vedem dacă este pe mobile, tot perfect, difuzarea este ok, așa mai departe, după care vom da click și pe acest anunț de remarketing, tipul de campanie, să zicem comerț, dacă alegem comerț, o și dăm pe activare remarketing. În acest sens, puteți conecta contul de Google Merchant Center cu contul de AdWords. Momentan nu am cont de Merkle Center, așa că dăm pe salvare și în continuare. Vedem că am niște erori, să vedem bugetul pe zi, 10 RON pe zi, am uitat să spun bugetul. Dăm save și continuare. După care alegem grupul de anunțuri. Sumă, cost per click optimizată, vreau 1 leu. Dacă m-ar lăsa să pun 1 leu, 1 leu. Site-ul www.starmarketing.ro și cum dorim să direcționăm anunțurile noastre. Fie cu cheie pentru display, fie categorie de interese și remarketing. Vreau remarketing, categorie de interese, de exemplu, liste pentru remarketing. Aici avem lista de remarketing. Toți vizitatorii site-ului meu să fie remarketați. Perfect. După care dăm salvare și continuare. Ne duce la tabul de creare de anunț și aici putem să adăugăm imaginile noastre în funcție de dimensiunile care le Google le cere. O să scriu listă mai jos în descrierea acestui videoclip care sunt dimensiunile imaginilor pe care Google vrea să le punem. După care vom trece la partea a doua de remarketing.